Mi se pare că chiar e o competiție care încurajează copiii și ajută să se dezvolte. We are Emiko, a team from Onage. Our app and Technovation Challenge are willing to bring different people all together. I strongly believe that our app is the way through we can solve this problem. Press this button and you scan the QR code. Noi avem o super aplicație care se numește Mobike. Rezolvă problema poluării și a reciclării. You can see our locations or choose them from our pickup points. Cred că cel mai dificil moment a fost atunci când a trebuit să ne punem toate ideile la un loc, pentru că fiecare are o altă gândire și a venit cu idei noi și a trebuit să ne îmbinăm cumva. Problema identificată în Oradea a fost lipsa donatorilor de sânge, care nu este doar o problemă a comunității noastre locale, este și o problemă națională, cât și internațională, și de aceea noi am creat aplicația Blood Challenge, prin care dorim să creștem numărul de donatori, momentan doar în Oradea, dar pe viitor dorim să ne extindem și în alte orașe. Eu cred că ne-am descurcat foarte bine, am reușit să facem față de unor situații dificile, am învățat o grămadă de lucruri. Eram puțin reticent de, nu știu, ce proiect o să reușească să iasă de acolo. Când am citit fete de 18 ani care fac aplicații pe Android, am zis că e o chestie, nu știu, prea mare de făcut, așa. Și când am văzut toată partea de jurizare și ce au reușit să facă și ce au, nu știu, eram, găseam din ce în ce mai mult un proiect și mai mișto. Și chiar, nu știu, eu n-aș fi putut să fac ce au făcut ele la vârsta aia, adică chiar mi se pare și implicarea asta socială împreună cu ce au reușit să facă tehnic și ca business plan și ca să te gândești pur și simplu la revenue și la chestii de astea la o vârstă de fragedă. Fetele au găsit soluții pentru probleme mai mari, mai grele, mai curajoase, care păreau imposibil de rezolvat în urmă cu câțiva ani, mai ales prin intermediul tehnologiei. O demonstrație live lui Steve Jobs de vreo 5 ori nu i-a ieșit, iar lui Bill Gates de vreo 3 ani. O demonstrație live. Surprinsă într-un mod tare plăcut că copii tineri de vârsta voastră sunt preocupați de probleme atât de controversate astăzi, și atât de prezente, dar asupra cărora puțin atrag atenția.